Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina! Haideți să vedem pentru dragii mei nativi din zodiile de foc, mai precis berbec, leu și săgetător, ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră. Vom extrage câte 5 mesaje pentru fiecare zodie de foc în parte. Aceste mesaje sunt valabile în momentul în care vizionați videoclipul. Haideți să vedem în primul rând 5 mesaje pentru nativii din zodia berbec. Cinci mesaje pentru nativii din zodia Leu. Și 5 mesaje pentru nativii din zodia Săgetător. Și haideți să începem cu nativii din zodia Berbec. Să vedem ce vă transmite persoana dragă. Strălucești, sunt mândru de tine. Deci vede că vă descurcați foarte bine și singuri. Putem să rămânem măcar prieteni? Persoana dragă vede că sunteți o persoană independentă. Poate chiar v-ați separat de această persoană dragă și acum și-ar dori să rămâneți măcar prieteni. Iată, te iubesc, foarte frumos. Știu că ți este greu să ai încredere în mine și mă simt copleșit. Deci această persoană este foarte tristă în cazul în care v-ați separat și ar dori să vă împăcați, să vă întoarceți la dânsa, dar dintr-un motiv sau altul, dumneavoastră nu mai aveți încredere în această persoană. Însă dânsa vă declară foarte frumos aici că încă vă mai iubește. Deci depinde de dumneavoastră dacă doriți să vă întoarceți la această persoană dragă sau nu. Haideți să vedem un mesaj de la oracolul celor 12 arhangheli pentru nativii din zodia Berbec. Avem darul arhanghelului Jofiel. Contemplarea frumuseților dumnezeiești îi revelează pe Dumnezeu și conferă frumusețe propriei tale gândiri. În parfumul suav al trandafirilor roșii poți percepe într-un mod tainic prezența mea inefabilă. Wow, ce frumos! Iată, frumusețea dumnezeiască! Foarte frumos card. Deci trebuie să vă bucurați de tot ceea ce este frumos în viața dumneavoastră. Tot ceea ce este bun și să vă bucurați de toate realizările dumneavoastră de până acum și să mergeți mai departe cu încredere, pentru că se pare că o nouă iubire se va înfiripa între dumneavoastră și o persoană pasională, pentru că, după cum știți și dumneavoastră, trandafirii sunt simbolul pasiunii. Deci ori veți relua relația și va fi mai strânsă ca oricând cu persoana noastră dragă, aceasta care vă spune că vă iubește, ori veți întâlni pe cineva foarte pasional și dispus să vă ofere dragostea dânsului, dânsei, depinde de situație. Haideți să vedem și un card de la un sfat de la cardurile celor 4 legăminte pentru nativii din zodia Berbec. Și avem renunță la dorința de a-i schimba pe ceilalți. Adevărata iubire înseamnă să-i accepți pe ceilalți oameni exact așa cum sunt, fără a încerca să-i schimbi. Atât timp cât încerci să-i schimbi, înseamnă că nu-i iubești cu adevărat. E mai ușor să găsești pe cineva care e deja așa cum îți dorești, decât să schimbi pe cineva. Iată, deci dacă persoana aceasta din trecut o considerați că nu se potrivește cu aspirațiile și dorințele dumneavoastră, nu trebuie să încercați să o schimbați, încercați mai bine să găsiți pe altcineva care, iată, este deja așa cum vă doriți.
Haideți să trecem mai departe la nativii din zodia Leu. Vedem ce vă transmite persoana dragă. Primul mesaj: tu vezi în sufletul meu. Nu mă interesează părerea altora despre noi. Nu pot fi vulnerabil. E teamă să nu o răniți pe această persoană, pentru că simte că noastră o înțelegeți și pătrundeți în sufletul dânsei și aveți o putere foarte mare asupra dânsei și poate fi foarte ușor rănită de dumneavoastră. Vreau să te răsfăț. Wow, ce frumos! Este mai complicat decât pare. Sunt anumite obstacole în calea acestei persoane. Își dorește să se îndrepte către dumneavoastră, dar se pare că a fost și rănită în trecut și acum nu poate fi vulnerabil, poate nu reușește să-și exprime adevăratele sentimente pe care le are față de dumneavoastră. De aceea ar fi bine ca dumneavoastră să îi declarați acestei persoane dacă o mai iubiți sau nu și dacă vreți să mai fiți cu dânsa în continuare. Pentru că de dumneavoastră depinde succesul acestei relații cu această persoană. Și este bine că nu se lasă influențată de părerea altora. Haideți să vedem un sfat de la oracolul celor 12 arhangheli. Ce mesaj avem de la unul dintre cei 12 arhangheli pentru nativii din zodia Leu. Avem darul arhanghelului Metatron. Sunt mesagerul esențial între tine și Dumnezeu. Te ajut să cunoști atributele tainice ale lui Dumnezeu. Te introduc înaintea chipului celui misterios al lui Dumnezeu. Repelarea lui Dumnezeu în universul ființei umane. Foarte frumos. Foarte interesant cardul. Și haideți să vedem și un sfat de la cardurile celor 4 legăminte pentru nativii din zodia Leu. Și avem devină un magician alb. Întreaga magie pe care o posezi se bazează pe cuvintele tale și creezi tot timpul vrăji prin opiniile tale. Tu poți vrăji pe cineva prin ceea ce spui, dar la fel de bine îl poți elibera de o vrajă. Iată, deci exact ce vă spuneam. Dacă mai țineți la această persoană, este bine să îi spuneți că o mai iubiți, pentru că dânsa se pare că este ca și vrăjită de dumneavoastră, sunteți un fel de magician care știe să folosească foarte frumos cuvintele și pentru a cuceri pe cineva, iar dacă nu mai țineți la această persoană, fiți sincer cu dânsa și eliberați-o de vraja în care ați prins-o pe această persoană și poate mai bine vă îndreptați către cineva cu care sunteți mai potriviți. Depinde ce vă doriți dumneavoastră. Haideți să trecem mai departe la nativii din zodia Săgetător. Să vedem ce vă transmite persoana dragă. Când sunt cu alte persoane, mă gândesc la tine. Deci e dor de dumneavoastră. Ai fost cel mai bun lucru din viața mea. Dacă sunteți separați, își dorește să reluați relația de la început. Aș vrea să te cer de nevastă, dar meriți un iner mai mare, deci se simte și un pic inferior dumneavoastră. Se gândește că poate vă doriți pe cineva mai bun decât această persoană. Ești prea bună pentru mine, da, deci are complexe în fața dumneavoastră și dacă dumneavoastră o doriți pe această persoană, ar face orice ca să fiți din nou împreună, depinde de dumneavoastră ce vă doriți. E momentul să ne despărțim.
Da, se pare că înțelege că nu sunteți foarte potriviți unul pentru celălalt, că dumneavoastră meritați pe cineva mai bun. Poate nu vă poate oferi nici din punct de vedere financiar ceea ce ați merita și atunci se gândește că poate e mai bine să vă despărțiți. Dumneavoastră, dacă aveți sentimente pentru această persoană, e bine să-i declarați iubirea dumneavoastră și să vedeți ce se mai poate face pentru a îndrepta lucrurile și pentru a avea o relație mai armonioasă cu aceasta. Haideți să vedem un mesaj de la oracolul celor 12 arhangheli pentru nativii din zodia Săgetător. Și avem darul arhanghelului Metatron. Impulsionezi evoluția ta spirituală, sunt marele învățător divin, inspir, asist și susțin fiecare formă de inițiere spirituală autentică din viața ta. Deci sunteți susținut și inspirat de arhanghelul Metatron pe calea dumneavoastră de a merge mai departe pe calea dumneavoastră spirituală, pentru a evolua din punct de vedere spiritual. Și după cum vedeți și aici, susține fiecare formă de inițiere spirituală a dumneavoastră, ceea ce este foarte bine. Haideți să vedem și un sfat de la cardurile celor patru legăminte pentru nativii din zodia Săgetător. Și avem adevărul tău personal îți aparține numai ție. Opiniile și punctele tale de vedere reflectă legămintele pe care le-ai făcut, fiindu-ți caracteristice numai ție. Ele nu reprezintă adevărurile altor oameni, ci exclusiv adevărurile tale personale. Deci, iată, nu trebuie să vă lăsați influențați de opiniile și punctele de vedere ale altora. Mergeți pe intuiția dumneavoastră, țineți cont de ceea ce este mai bine pentru dumneavoastră și faceți în așa fel încât dumneavoastră să vă fie bine, nu vă lăsați influențați de alte persoane. Da, deci adevărul tău personal îți aparține numai ție. Iar ceilalți, dacă nu îmbrățișează aceste opinii ale dumneavoastră, nu sunt de acord cu dumneavoastră, nu au decât să se îndrepte spre alte persoane cu care se potrivesc mai bine. Asta nu înseamnă că dacă cineva nu e de acord cu dumneavoastră, dumneavoastră trebuie să vă schimbați opiniile și modul de a gândi. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi minunată în continuare și vă aștept cu mult drag pe viitor. La revedere!